Ploaia de aseară a inundat mai multe străzi din capitală și a lăsat unele locuințe fără energie electrică. Pagube provocate de ploaie au fost înregistrate în mai multe localități din țară. Potrivit datelor Serviciului Situații Excepționale, cele mai afectate raioane sunt Căușeni, Basarabeasca, Anenii Noi și Criuleni. Zeci de hectare de culturi agricole au fost distruse și mai multe case au fost inundate. Urma ploilor torențiale cu vânt puternic înregistrată în seara zilei de ieri, rămân deconectate de la energie electrică 44 de localități din 8 raioane. Pe strada Albișoara din capitală, mai multe automobile au fost inundate de apa care practic avea o înălțime de 1,5 metri. O casă a fost inundată, iar mai mulți arbori au fost doborâți la pământ. După fiecare ploaie abundentă, locuitorii străzii Albișoara, dar și a altor artere aflate în preajma râului Bâc, sunt nevoiți să îndure apa care le inundă locuințele, iar autoritățile municipale așa și nu întreprind nimic pentru a soluționa această problemă. Bine. Главное, на спину не упасть. În municipiul Chișinău, în urma ploii, au fost inundate subsolurile a 4 blocuri de locuit și ale sediului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Și în raioanele Căușeni și Basarabeasca, vântul puternic a smuls acoperișurile de pe 11 case și a doborât un pilon de electricitate, lăsând sute de locuințe fără lumină. În raionul Sângerei, peste 200 de hectare de culturi agricole au fost distruse. Menționăm că autoritățile nu au anunțat deocamdată suma prejudiciului cauzat de ploile torențiale și grindină.